Să luăm Sfânta Carte și să o deschidem la Cartea din care acum învățăm, Estera, astăzi lecția a șasea, Famenii și slujbele lor. Asta pe de o parte în plan fizic, iar pe de altă parte în plan spiritual, așa cum eram îndemnat la rugăciune, să ne poziționăm în mod corespunzător, cu smerenie, cu blândețe înaintea Domnului, ca Domnul să ne poată vorbi și noi să-L putem pricepe. În Cartea Estera sunt prezentați în mod frecvent fameni pentru că acțiunile se petrec în jurul curții regale unde încă din prima civilizație conturată, cea sumeriană, a apărut slujba aceasta nedorită de cei în cauză. Famenii eunucii au fost siliți să facă o slujbă într-o condiție fizică nedorită. De altfel însă și expresia în sine provine, mă refer la cuvântul eunuc, eunuci, din limba greacă, eunochizo, un cuvânt compus din alte două cuvinte, eune, pat și eco a opri, ceea ce înseamnă păzitorul dormitorului. Cei ce au fost făcuți fameni, în special bărbați, dar au fost și cazul unor femei, au fost mutilați adesea cu sânge rece, chiar din punct de vedere a operației fizice, dar cu atât mai mult a aspectelor sufletești de o viață prin care le-a fost furat viitorul în viața aceasta. Să citim un cuvânt din cartea Isaia, totuși mai întâi, capitolul 56, pentru a observa felul cum gândeau oamenii despre ei înșiși. Despre condiția lor neplăcută. 56, versetul 3, partea a doua. Famenul să nu zică: iată, sunt un copac uscat. Din el nu puteau să crească crengi versi. Totuși, din activitatea famenilor, din comportamentul lor, se pot desprinde câteva învățături pentru noi ca și creștini. De aceea m-am oprit să consemnez și câte ceva din activitățile lor. Într-un fel în lumea aceasta, prin viața noastră limitată, cu atât mai mult noi ca și creștini, prin ieșirea din lume, prin reținerea de la anumite drepturi care și le-ar cere firea pământească, ne asemănăm în parte cu famenii, datorită accentului care trebuie să cadă pe slujire și nu pe realizarea în lumea aceasta, pe slujirea în favoarea altora, pentru îndeplinirea unui scop care nu ține de egocentrismul nostru, de pasiunile de plăcerile noastre. Dar să ne deplasăm în Cartea Estera pentru a observa două caracteristici ale famenilor cursurilor regale. În primul rând, ei erau îngrijitorii haremurilor imperiale. Au fost împărați care au avut mii de neveste. Nu Solomon a avut cele mai multe, au fost alții care l-au trecut. Există și în vremea noastră haremuri, dar în mod special, special împărații își permiteau, datorită nu doar a verilor, ci a pozițiilor de suverani, adesea în monarhie absolute, făceau ce voiau. Spune Scriptura în Cartea Estera, capitolul 1, despre slujba aceasta, versetul 10, a șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vina poruncitului Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înainte împăratului Ahasveros. Deci iată că avea în prima linie în prejurul lui șapte fameni. Spune Scriptura, apoi în capitolul 2, în aceeași idee, despre slujba de îngrijire a femeilor, cred că era ceva total neplăcut pentru ei, lipsiți de dreptul de a fi bărbați. Și totuși, toată viața îngrijau de femei. 2 cu opt. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui au fost strânse un mare număr de fete în capitala sus, a supriveghirea lui Hegai, el era, spune finalul versetului, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecerea înaintea lui și a repartizat-o într-o cameră mai bună. Spune Scriptura tot aici, de la versetul 12, că fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasverosh după ce se pregătea, Apoi versetul 13, așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața, trecea la a doua casa femeilor, sub privegherea lui Șaș Gaz, împăratului și păzitorul țitoarelor împăratului. Deci iată că femeile aveau famenii lor, păzitoarele faminilor, lor, erau mulți. Evident că toate cele femei Gândiți-vă doar, fetele cu drept de a candida la postul de regine trebuiau un an să se îngrijească. Acolo erau servicii care trebuiau îndeplinite. Cine să le facă? Famenii. Existau și slujnice, spune Scriptura aici în capitolul 4, dar în prim plan iese în evidență bărbații în condiția aceasta, citesc din capitolul 4, versetul 4, Slușnicele esterei și faminii ei au venit și au păstrat legătura în cazul dat între ea și Mardoheu. Scriptura menționează și în alte situații fameni. Deci, aceasta era una din calificările lor, sau poate mai degrabă spus, din descalificarea în care i-a adus împăratul. O a doua, o găsim tot în cartea Estera, citesc acum din capitolul 2, versetul 21, și observăm că unii oameni erau încadrați în funcții administrative și ajungeau chiar să dețină posturi cheie în conducerea Imperiului sau, cel puțin, aveau o anumită influență. Probabil cei mai capabili dintre ei sau cei care reușeau să se strecoare în labirintul din jurul împăratului și prin influența lor dobândeau o poziție mai favorabilă. Cred că era mai avantajați cei din condiția aceasta. Să spunem, raportându-ne la situația noastră, erau un fel de birocrați. Lucrau în administrație. Spune Scriptura aici, versetul 21, capitolul 2, în același timp pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului Bictan și Tereș, doi famine împăratului, păzitorii pragului, ceilalți erau păzitorii femeilor. S-au supărat, au întins mâna, cum știți. Spune Scriptura, într-un alt caz, 6 cu 14, despre niște famini curier sau furier, cum vreți să le spuneți, pe când îi vorbeau ei încă, au venit fameni împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Cred că nu au fost trimiși din cei care îngrijau de femei, erau alții care slujeau împreună cu bărbații. Mă folosesc și de alte două referințe biblice, Ieremia 38, pentru a evidenția slujba de fame îndregător, fiind menționată în mod expres în cartea Extera. Ieremia 38, versetul 7, Ebet Melec, cel care l-a ajutat pe Ieremia și a intervenit la ca să fie scos din groapă, Etiopianul, famenul dregător la curtea împăratului, iată că și regii evrei aveau famine, dintre africani în cazul acesta. Și tot despre un famen din Etiopia, citim în Noul Testament, Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 8. Acesta avea, se pare că, o poziție superioară în guvernarea Etiopiei. Versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Aceasta era așadar cea de-a doua slujbă a famenilor. Atât din prima categorie, păzitorii ai femeilor, cât și cea de-a doua categorie, famenii încadrați în administrație, sunt prezentați în cartea Estera în situații pozitive, negative, alții. Și vreau să observăm doar două lecții în această seară din cazul famenilor. În primul rând, unii fameni, și prin aceasta spuneam noi credincioși, au slujit și noi putem să slujim în primul rând lui Dumnezeu și apoi oamenilor, pentru că în Cartea Esterei întâlnim câțiva oameni care au fost de mare ajutor în părătesei Esterei, lui Mardoheu. Au fost implicați într-o lucrare bună. Au participat la marea bătălie dintre bine și rău, dintre Mardoheu și Haman. Cred că mai târziu, când Mardoheu și Estera au ajuns în pozițiile principale în Imperiu, au răsplătit pe acești oameni. Mă gândeam, oare s-au convertit și ei la iudaism? Dacă au rămas credincioși doar în cele pământești, cu siguranță și-au primit răsplata aici. Chiar dacă n-ar fi făcut-o Martoheu și Estera, ar fi făcut-o făcut Dumnezeu care e drept. Dar dacă în anturajul acestor doi evrei, ei s-au și convertit, atunci cu siguranță că își vor asigura și în cer o poziție favorabilă. Oameni care pe pământ, în condiții nefavorabile, au slujit cu succes și cu rezultate notabile în slujba Regelui și a adevărului. Astfel sunt pe pământ oameni bolnavi, care trăiesc în condiții critice și care se înscriu de partea binelui și își aduc serviciile lor limitate, spuneam că unii au avut totuși poziții mai dominante, dar ajută la ceea ce este bine. Să nu uităm, spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 7, că cei care nu sunt căsătoriți, ca să lărgim area de cuprindere a acestei categorii au și ea un dar. Ba chiar apostolul dorea să fie și alții în această categorie în care era și el. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, unul, altul într-altul. Oamenii aceștia au înțeles că slujba de famine este un dar la urma urmei, din care sau cu care se poate sluji, se poate face ceva. Și spunea Apostolul Petru: Să surprindem și de aceasta, 1 Petru 4 cu 10, și să o încadrăm în lecția noastră, ca niște buni spratnici ai harului Dumnezeu, care e felurit, cum spunea și Apostolul Pavelul într-un fel, altul într -altul, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Unii sunt fameni din naștere, alții au fost făcuți fameni mai târziu. Dar cei ce vor trebuie să înțeleagă că pot să slujească într-un mod pozitiv. E foarte important cum gândim, dacă nu avem o părere bună despre ceea ce putem face și dacă privim cu disgrație slujba noastră, atunci nici nu o să iasă ceva bun. Mi-am că am citit despre o soră care era profesoară cu un anumit grad academic și a ajuns în închisoare în China și a fost pusă la munci ingrate. În la în început a fost încercată de un sentiment de repulsie, de greață. Apoi a înțeles că este o chemare pentru ea, un dar cu care trebuie să slujească o vreme. Și a început să o facă cu pasiune. E foarte important, repet, cu ce atitudine slujim. Am citit cândva despre un soldat grec care anunțat că era cuprins de o boală ce în scurtă vreme l-ar fi dus la moarte, făcea fapte de eroism deosebite. Și pentru aceste fapte, unul din comandanții săi a aflat, l-a dat pe mână la un medic bun, situația s-a schimbat și el acum avea șanse de viață și n-a mai fost cel din linia întâi ca până atunci a încercat să se protejeze, să-și cruțe viața, să se menajeze. Și din nou asta s-a sesizat până la comandantul respectiv, care l-a întrebat de ce diferă în atitudinea lui pe front. Deci depinde cum gândim, așa vom și acționa. Să citesc însă din cartea Estera despre oamenii aceștia care au slujit cu pasiune. Cartea Estera, capitolul 2, versetul 9. Poate care va între dumneavoastră și nu-i place ce face, ce loc de muncă are, sau chiar condiția de acasă îi se pare neplăcută. Doar nu sunteți într-o poziție mai incomodă decât famenii. Estera 2 cu 9. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i cele trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat șapte slușnici alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicii ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Acum din două una, orică el avea inimă bună și ce a făcut cu Estera, a mai făcut și cu altele sau și altă dată, orică era o excepție, dar în oricare dintre variante Dumnezeu l-a privit și i-a dat o notă bună. Că cel puțin i-a slujit lui Dumnezeu prin comportamentul său aici, prin poziția pozitivă față de Estera. Spune și în capitolul 4 despre un altul sau chiar mai mulți care au fost prins în acest circuit, citesc de la versetul 5, atunci Estera a chemat pe hata unul din famenii care îl pusese în paratul în slujba ei și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Atac s-a dus la Mardoheu, la locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Mardoheu e istorisit. Vesetul nou, atac, a venit și a spus isteric cuvintului Mardoheu și a continuat dialogul prin intermedierea lui. Vreau să vă gândiți că putea să trădeze și să se dea de partea lui Haman și lucrurile să se încurce. Însă, el a fost atașat unei cauze nobile, bune. Un altul, citesc din capitolul 7, se postează tot de partea adevărului, scrie în versetul 9, Harbona, unul din famenii, a zis în fața împăratului, iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu și ea apărat lui Mardoheu, parcă îi face introducerea pentru ceea ce urma în capitolul 8, reamintindu-i despre evenimentul de dimineață, care a vorbit spre binele împăratului. Oameni, femei care s-au poziționat de partea binelui. Există însă în noi ispita asta, oricât am fi noi de pocăiți, diavolul poate să vină cândva la noi, chiar să tot slujesc, să tot fac bine, dar până când? Poate ne prinde o nerespita să nu tot fim sluși, să mai fim șefi. Să citesc din Noul Testament, din cazul ucericilor Luca 22, Domnul Iisus le-a dat un exemplu, tocmai de la curțile regale, și le-a spus că poziția noastră trebuie să fie cu altă gândire. 22 de la 24, apostol să-i scat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc de dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare între voi să fie ca cel mai mic și cel ce cărmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce vă slujește la masă. Am putea spune, privind în paralel, că era momentul spălării picioarelor. Pe de o parte, dat fiind încadrarea textului. Versetul 29 le vorbește în continuare că va veni vremea când vom fi și noi împliniți și răsplătiți, dar aici pe pământ e vremea slujirii. De aceea vă pregătesc în părăție, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaunul de domnie, să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Da, aici este perspectiva. Pentru moment, realitatea slujirii. Doamne, ajută-ne să o facem și noi cu bucurie. În slujba binelui, a credincioșilor, a adevărului și nici de cum a răului. Aceasta este o lecție de urmat. Biblia conține exemple pozitive, ne arată cum să facem. Într-o a doua lecție, ce surprinde partea negativă, ce nu trebuie urmat, observăm tot în cartea Estera că au fost unii fameni care nu și-au acceptat condiția inferioară, care s-au lăsat cuprinși de resentimente, de stări ale răului care i-au împrentat și s-au manifestat. Poate după ce au mognit o vreme, Datorită neîmplinirii personalităților, nu special la bărbați se spune că există cel eu, acel orgoliu, ce ține, bineînțeles, de firea pământească. Fiind la curțile regale, s-au lăsat prinși în intriși politice. Observați ce este, de exemplu, în vremea noastră în cadrul partidelor politici. A guvernării acestui act necesar într-un stat, dar care cuprinde atâtea aspecte negative, toate datorate slăbiciunilor oamenilor. Corupție, influențe de o natură sau de alta. Și toate acestea a făcut că au făcut ca cei ce s-au lăsat cuprinși de stări negative să ajungă să fie mai nefericiți, să sufere în cu totul și să aibă chiar un sfârșit tragic și fără nicio speranță, gândiți-vă că erau fameni. Dar să citim din Estera, capitolul 2, pentru a observa soarta celor doi pe care i-am amintit în lecțiile trecute, noi îi abordăm acum în condiția lor de eunuci. Capitolul 2, versetul 21, în același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi ai împăratului, păzitorii pragului s-au lăsat biruiți de o supărare. Nu știm cât de vechi era. Și-au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Faptul s-a aflat și cei doi au fost pedepsiți. V-aș întreba fiecare să-și răspundă lui, v-ați lăsat cuprinși vreodată de aceste forme sau există cineva ispitit chiar în vremea aceasta? Sunt multe probleme, chiar la nivel de familie, dat fiind de moștenire, de exemplu, sau anumite favoruri pe care le dă tata, mama, știu eu, socru, soacra, ung, mătuș. Și de aici se nasc probleme. Spunea recent un frate din altă parte, un unc și o mătușă, i-au făcut lui acte pentru a moșteni posesiunea lor. Dar fiindcă el a trecut de la o biserică la alta, ambele neoprotestante, mătușa s-a necăjit și mi-a spus, gata, nu mai primești nimic. Fratele a zis, mergem și facem actele. E dreptul dumneavoastră, tale, mă dezmoștenești, te privești. Ei, s-a întâmplat până la urmă că a murit mătușa prima și unchiul a revenit și tot lui a rămas. Dar sunt diferite stări de supărare, prin care cineva râvnește la postul altuia. Doamne ferește, se mai întâmplă și în biserică astfel de probleme. Când cineva se satură să fie tot într-o poziție subordonată, și eu nu mă accept. Și atunci se dă de partea cuiva care este în opoziție. Și de aici se nasc multe și multe. Vorba aceea, să nu le amintesc, eu, să nu-i vină cumva, cuiva ideea. Că o dă diavolul. Dar oamenii se pot lăsa cuprinși în astfel de stări negative. Și până la urmă de cele mai multe ori nu rezolvă nimic. Vreau să vă gândiți numai în istoria românilor. Câți au pornit răscoale datorită supărărilor, subjugării, de regulă au terminat în frânți, prin moarte. Au fost și situații când Dumnezeu i-a ajutat pe cei care s-au revoltat și cum este scris în Biblie, când te vei răscula, vei scutura jugul de pe gâtul tău. Astea poate sunt mai îndreptățite, dar în alte situații nu este indicat să ne lăsăm pradă acestor tensiuni, acestor ispite. Și numai dacă un lucru vine de la Domnul, atunci să ne luptăm. Vreau să vă gândiți la David. În ce Poziție neplăcută, l-a îngăduit Dumnezeu și câtă vreme a rezistat. Putea să-și facă dreptate. Odată a vrut să o facă în cazul respingerii de care au avut parte trimișii care au ajuns la Nabal. E ieșit înaintea Abigail și a zis: Nu, să n-ai după aia mustrări de cuget. L-au împins soldații săi să fie lăsați măcar ei să l lovească pe Saul, a refuzat. Pentru că există un principiu care îl menționează Apostolul Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 3, versetul 4, zice, chiar dacă aveți de suferit pentru neprehănire ferici de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, Versetul 17, că este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Capitolul 4, în aceeași idee, cu atât mai mult noi în Noul Testament. Dacă famenii poate mai greu rezistau acestor provocări, neîmpliniri, noi credincioși cu firea pământească răstignită ar trebui să rezistăm mai ușor decât ei. Au fost credincioși care și-au pierdut serviciul, care n-au putut să se bucure de ceea ce în mod legitim, pe drept, ar fi trebuit să beneficieze. Dumnezeu i-a lăsat o vreme în încercare, apoi le-a venit în ajutor în alt fel. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 40, dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferici de voi, Fiindcă Duhul Slavei, Duhul Dumnezeu se odihnește peste voi, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rău sau ca unul care se amestecă în treburile altuia, și aici a fost greșeala famenilor din Cartea Estera. Din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, și noi am luat comparația aceasta, să nu-i fie rușine, ci să proslavească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Doamne ajută-ne! Amin! în evidențierea acestor două aspecte, pozitiv, negativ, bine, rău. Vreau să vă aduc exemplul celor din Babilon, a lui Daniel și a celor trei. Ei au ajuns famin prin blestemul părinților lor și sunt situații în care suferim din cauza altora. Și poate sunt copii care se gândesc de ce m-am născut într-o familie divorțată, de ce părinții mei sunt bolnavi și am moștenit pe cale genetică anumite probleme care m-au marcat, de ce trebuie să trec, trec în condiții defavorabilă sau poate de ce să port un handicap. Gândiți-vă că Daniel și ceilalți erau frumoși, erau ori de neam împărătesc, ori de viță inteligenți, Însă, au fost mutilați, luându-se de dreptul de a fi oameni normali. Au ajuns robi. Dar spune Scriptura, citem din Cartea Daniel, capitolul 1, de la versetul 3, că ei nu și-au pierdut credința. Au fost fermi în slujirea lor înaintea lui Dumnezeu au trecut peste aceste neplăceri care le-au marcat adolescența, tinerețea. În versetul 8 este scris, Daniel l a fost frontaș între ei, s-a hotărât să nu se spurce cu bucate alese ale și chiar a zis să nu-i silească să se spurce și cu siguranță n-ar fi cedat cum n-au cedat nici în fața cuptorului. Și scrie ce în versetul 9, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință. Și au urmat cursurile de pregătire și de la versetul 17 citim Dumnezeu dat acestor patru tineri știință și precepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a fost făcut pe Daniel preceput în toate vedenile și în toate visele. Deci atât că nu au fost puși să îngrijească de femei și au fost puși în administrație pentru că erau capabili. Când au fost examinați, spune Scriptura, la vremea de încheierea școlii, împăratul a stat de vorbă cu ei, versetul 19, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca ei. De aceea au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai nestoi decât toți vrăjitorii și toate stele care au în toată împărăția lui. Și observați versetul următor, așa a dus-o Daniel până în anul din tâia împăratului Cir, slujind fiind un om credincios, care și-a acceptat condiția și-a avut rezultate deosebite pe parcursul activității vieții sale. În Scriptura aici în capitolul 2 că împăratul a visat, apoi a uitat și ca unul care se credea zeu, a avut pretenții și așa cum spuneau cititorii în stele, puteau fi împlinite tot numai de zei, Însă Daniel, păstrând legătura cu Dumnezeu și rugându-se cu ceilalți, a primit avisul și totodată interpretarea, pentru că ei erau credincioși. Oamenii care sunt împliniți spiritual pot să suporte alte neîmpliniri. De aceea cred că familii din Cartea Estera n-au rezistat unii, fiindcă s-au focalizat dorințele asupra unui scop imediat pământesc, Asupra dorințelor lor individuale, neacceptând condiția de slujire la care ne cheamă Domnul și pe noi. Mi-am pierdut despre un frate din Brașov, era diacon și diacon înseamnă slujitor. Dar fiindcă o parte din timp o petrecea în Statele Unite, unde avea copii, N-am mai putut să rămână într-o poziție executivă aici, în lucrarea din Brașov. Și chiar el însuși, și datorită vârstei, n-am acceptat să fie în comitet. Dar îmi povesteau frații ceilalți, nu el să se laude cu asta. Slujește mai mult decât cei care sunt în comitet. E liber. Mai sunt și alții liberi și sunt în poziția de slujire. Dar el, dacă află un bolnav, cineva, are nevoie într-o parte, într-alta. Oameni care nu fac activitate doar prin prisma poziției care o au, ci prin prisma posibilităților lor, a inimilor bune. Astfel de oameni dorește Dumnezeu. Aceștia pot să fie împliniți, dar cine slujește doar dacă este în poziția de conducere, de coordonare și dacă nu va privi suspicios și va condamna, acum faceți voi treabă. Eu nu mai fac, dacă era meu, făceam eu. Atunci n am învățat lecția cea bună a famenilor. Spune Scriptura aici în finalul capitolului 2 că după ce împăratul a vrut să-l promoveze pe Daniel, el, versetul 49, a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrac, Mesha și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Probabil au fost puși un fel de prefecți, oricum ceva de genul acesta, pentru că erau capabili și puteau să slujească și au făcut-o toată viața. În capitolul 3, cum știți, s-a urmat încercarea, dar ei au rămas credincioși. Spune în 3 cu 30, după aceea împăratul a înălțat pe cei trei la mare cinste în ținutul Babilonului. Pentru că au slujit. Aș vrea să cuprind în area aceasta de slujire și băieții și fetele care încă nu s-au căsătorit. Poate vrea să aveți casa voastră, să vă aranjați și să munciți în proprietatea voastră ceva pentru voi, și poate trebuie tot să munciți la tata și la mama, la cei căsătoriți, să-i ajutați la copii, să slujiți la frații mai mici. Imaginați-vă că sunteți oameni. Și oricum ar trebui să o faceți asta toată viața. Apoi, poate nu toată viața trebuie să o faceți. Numai încă 2, 3, 10 ani, nu știu eu. Vă spuneam, depinde cu ce ochi priviți slujba asta. În truna din Într-unul din articolele din revista Sămânța era scris despre o fată care își dorea să ajungă misionar și să slujească. Și cineva i-a zis, deodată slujește acasă, că dacă vei merge misionară, cine știe dacă acolo vei avea o slujnică. Fă tu aici toate muncile de corvoadă, fă tot ceea ce poți. Și când Dumnezeu va găsi de cuvinte, te poate ridica în poziție, fie în îngrijire, fie în poziție de administrare, să ne ajute Domnul în toate să slujim cu toată inima, cu bucurie. Întrucât am insistat asupra ideii că noi creștinii suntem un fel de oameni care trebuie să slujim, fără pretenții. Am amintesc cazul apostolului Pavel din Noul Testament, care, cum știți, n-a fost căsătorit. Spunea el, scria, citesc fapte 20 cu 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, rețineți cum gândea Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus. în cazul lui să vestească Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Pentru el slujirea era prioritară intereselor proprii. De aceea, zicea el, citesc din Filipeni, capitolul 2, despre Timotei, de la versetul 20, căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Deci oameni cu dezinteres, cei drept tot sumblă după folosele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Din cartea Estera am citit despre unii fame care slujeau la curtea lui Hașverăș. Noi suntem chemați să fim în împăratului nostru, Domnul Iisus. Îi vom sluji? vom reprezenta cu cinste interesele lui? Zicea despre Timotei în continuare, știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatălui a lucrat, ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Condiția de slujire, rob, sclav. Pavel le spunea și altor colaboratori. Hai, mai citesc un verset din cele scrise lui Timotei, 2 Timotei 4 cu 5. Se repetă exprimarea. Dar tu fi treaz în toate lucrurile, de suferințele. Fă lucrul unui evanghelist, era chemarea lui, și împlinește bine slujba. Fii o slugă bună. La fel scrie în Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Și spuneți lui Arhip, ia seama și împlinește bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Eu mă gândesc la mine și fiecare se gândească la el. Mie mi-a vorbit Domnul cândva, unele lucruri le faci foarte bine, dar îți rămân unele nefăcute. Și în vedenie eram văzut pe un tractor cu care aram încoace și încolo, drept, dar goarle erau cu colțuri. Și m-a întrebat colțurile, cine ți le sapă, că de pe tractor nu le poți lucra. Trebuie să te dai jos să le faci cu sapa. Sunt anumite servicii neplăcute, poate, dar trebuie și acestea făcute. Amin. Împlinești bine slujba, joacă-ți rolul în condiția dată pentru vremea în care Dumnezeu a rânduit să slujești în forma aceasta. Amintiți-vă, spuneam de fete că poate pentru o vreme se încadrează și ele în condiția aceasta despre mărturisirea fratelui Cătălin, mai exact despre situația soției lui când i-a vorbit domnul Cea rânduită pentru tine a intrat într-o școală. Când ea avea 14 ani, mama ei s-a îmbolnăvit, ea trebuia să scoale de dimineață, să facă slujba de mamă, apoi să intre în rolul de elevă și când vine înapoi să fie și elevă și mamă. Și asta a ținut 2 ani. Și Domnul a văzut. Și când au trecut cei 2 ani, Domnul a vorbit lui, deși nu o cunoștea. Și a pentru tine, a absolvit cu bine școala. Poate fi o vreme. Pentru ne a fost toată viața. Și apropo de surori, vă citesc despre cazul Anei din Luca capitolul 2. Femeia aceasta a rămas văduvă, se pare că fără copii. Și Noul Testament se ocupă de categoria aceasta, cele care sunt foarte comparabile cu condiția de fame. Luca 2, de la versetul 16, mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă, și cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămas să și din vârstă, în vârstă de 84 de ani, Ana nu se departa de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Și-a înțeles chemarea și și-a făcut slujba până la sfârșit. Să ne ajute, Domnul, să fim de partea binelui, a activității în slujba binelui, nu doar teoretic. Încheiem reamintindu-ne, recapitulând faptul că prima slujbă a famenilor a fost cea de îngrijitori a femeilor. Împărații i-au folosit pentru că famenii nu puteau să le afecteze nici soțiile, nici copiii. Adesea, cine revenea poziția unui rege sau îi devenea dușman, nu recurgea doar la uciderea regelui și a urmașilor lui, care erau moștenitori legal la tron. Dar famenii neavând copii, nu erau afectați nici copiii regelui. Și avea servitorii care, din acest punct de vedere, nu aveau interese care să concure cu cele ale împăratului. Din acest punct de vedere, comparația rămâne valabilă. Nu putem să reprezentăm euul nostru și în același timp să reprezentăm pe Domnul și slujba Lui. Spune Apostolul Pavel Galaten 2, ,2 cu 20, eu am fost răstignit, dar cine trăiește? Împăratul. Famenul era întru totul în slujba împăratului. Nemai beneficiind de favoarea împăratului de a avea nevastă și de a avea copii care să-i moștenească tronul. În niciuna din aceste două valențe, famenul nu putea să fie. În al doilea rând spuneam că noi trebuie să acceptăm slujirea, după cum famenii erau încadrați în administrația regelui, prin raportarea corectă la Dumnezeu. Orice om, cel puțin noi ca și creștinii, suntem în condiția aceasta. Dumnezeu ne-a dat o poziție, avem o slujbă, un dar are fiecare. Cel puțin la nivelul casei lui fiecare poate să slujească. Cine nu poate să se roage? Să spună o vorbă bună, să facă un bine. Cineva, cu un timp în urmă, ne-a dat un articol pentru rubrica PIL de la revista pentru copii și adolescenți, în care scrie despre un copil infirm în firm care voia să facă și el ceva pentru domnul. Ce să facă? Sărac și mobilizat într-o cameră. Și, până la a găsit ce să facă. Cineva a venit să-i un ban și l-a rogat în schimbul a ceea ce își putea el ar fi fost de râvnit, că era într-o condiție săracă, să-i cumpere hârtie, ceva descris scris, scria versete din Biblie și le arunca pe geam ca trecătorii, cei care vor să le culeagă și printre altele într-o zi un om bogat a citit un bilețel care i s-a potrivit că Dumnezeu le rânduie pe toate. A urcat în camera aceea, a rămas uimit, a devenit prietenul copilului, l-a ajutat, dar mai mult decât atât s-a întors la Dumnezeu și pare mi se, nu mai rețin toate detaliile, a slujit și el. A devenit un om care nu mai trăia pentru el și asta la condițiile, la posibilitățile lui și trăia pentru alții. De altfel, aceasta e rețeta nou testamentală pentru creștini. Dacă aici trăim pentru Domnul și pentru alții, nu pentru viitorul nostru, Dumnezeu ne va da harul să ne răsplătească în împărăția și așa să ajungem la curtea adevăratului rege. În mod real, Doamne, ajută-ne! Acolo cu siguranță vrea să-i slujim, da? Acolo nu mai suntem familiști. S-a terminat cu episodul acesta. Acolo vom vrea să fim fame îndrăgători, așa Vom fi ca îngerii și ei sunt fame îndregători. Dar dacă aici nu renunțăm la pretențiile noastre, la poziția noastră, cine ne va încadra pe noi? Ei, unii sunt foarte modești și spun, eu vreau să ajung în rai ultimul acolo, la mătură, după ușă. Nu știu dacă sunt sinceri în ceea ce spun și dacă într-o noapte s-ar visa cu mătura în rai, pe a doua zi tot așa ar zice. Dar așa este omul când vrea să fie deodată aici bine, la gândul că, cine știe, tot bine a fi și acolo. Asta a fost greșeala bogatului și a luat aici pe cele bune, numai că lucrurile s-au notat și au rămas așa cum s-a scris. Închei cu două versete, a spus Domnul unui famen la sfârșitul activității lui, Cartea Daniel, capitolul 12, versetul 13, iar tu, un famin care ai slujit și n-a moștenit Daniel nimic aici, n-avea cui să lase. Du-te, până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Ce facem aici e bun, muncim pentru familie, moștenesc copiii. Dar ce facem în slujirea noastră de creștini tip fameni, vom moșteni noi. Aceea e moștenirea noastră, ce am slujit pentru Domnul. Și în ideea aceasta spunea Domnul Iisus, Matei capitolul 19, versetul 12, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, poate-s vinovați părinți, poate așa a decis Dumnezeu. Și le a fost chemare. Amintiți-vă că Dumnezeu l-a pus pe Ieremia de -o parte și ne-a dat dreptul să se căsătorească. Sunt famine care au fost făcuți famine de oameni, ca și cei despre care am vorbit în prim plan. Și sunt famine care singuri s-au făcut famine pentru împărăția cerurilor. S-au dedicat slujirii cu moștenire ca Daniel în împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. E un dar, cine poate. Dar noi ceilalți, majoritatea care nu putem, măcar în parte să înțelegem ceva de la cei ce pot, pe de-a întregul. Că atunci când vom fi răsplătiți și când nu se va mai spune mama ta și frații tăi te caută și se va spune aceștia rudenile mele adevărate și eterne, să fim și noi răsplătiți. Spuneam că famenii cei au ajutat pe Estera și Mardoheu, cred că au fost răsplătiți de ei. Dar Domnul nu ne va răsplăti dacă îi slujim? Cu siguranță. Doamne, binecuvintează pe cei din condiția famenilor. Ajută-i să-și pună toată nădejdea în tine și în harul care va fi adus la revenirea ta. Iar nouă celorlalți, dă-ne pricepere, Doamne, să putem împleti lucrurile. Cineva a avut o vedenie pentru mine? se desfășura un sul ca o hartă, mai de mult așa erau scrise cărțile în dimensiuni mai mari, cum știți, în suluri, și erau trei rubrici. Slujirea în biserica locală, slujirea în misiune și slujirea acasă. Și mi se spunea, aveți să respect graficul. Cât să dau la Betel, cât să dau la familia Anca și cât să dau la misiune să ne rugăm unii pentru alții, să putem să ne pricepem locul și slujba și peste toate Domnul să fie slăvit. Amin.